Viața cu lui. Mă duc la pescuit. Întotdeauna iau cu mine o grămadă de lucruri. Parcă aș fi maică-mea. Nu-mi trebuie cămașa asta. Astea nici măcar nu-s ale mele. Chiloți. Am deja o pereche. Nu stau decât 12 zile. Nu pot renunța la o conservă de carne. Pescuitul e epuizant. Pălăria o pun pe cap. Mai fac un pic de loc, da. Așa. Și dacă iau plasa în mână, poate reușesc să închid valiza. Sper să o închid până vă întoarceți voi. Vizionare plăcută. Dar știu că e greu să pescuiești. Nimic nu se compara cu nopțile liniștite din Cedar Null, Wisconsin. Lacul Winnebigoșiș. Cel puțin eu nu știam nimic mai frumos. Pentru Dumnezeu, câte lucruri vrei să iei cu tine? Răboiul ăsta la 4 dimineața anunța un lucru clar. Să nu uiți asta, Andy. Venise vremea tradiționalei vacanțe în familie. Pe lacul Winnebigoșiș. De ce nu luăm toată casa? Mulțumesc că ne-ai lăsat să dormim, tată. Ce? E prea devreme pentru voi, răsfățaților? În război, la ora asta, luăm gustarea de prânz. În fiecare dimineață, tata ne scula cu noaptea în cap ca să apucăm una din cabanele mari pe lângă lac. Și noi unde stăm? Ce tot spui? E un loc destul. Ai fost vreodată într-o vizuină de vulpe? La revedere, iubito. La revedere, dacă mama. Dacă ți-e foame, ai niște pâine de secară în frigider. Ce? Îți bagi joc de mine? Alte bagaje? E 4 dimineața! Ai învățat și tu să citești ora? Ia mai te ce singura, mă doi băi! Nu-mi spune tu mie să tac! La plecare, tata le spunea vecinilor cât o să le ducă dorul. Unii încearcă să doarmă! Da? Atunci fii atent aici! Toată lumea deșteptarea! Rămâneți cu bine! Să nu muriți de dorul! Vorbește mai încet, e 4 dimineața! Și plecam. N-aveam de mers decât vreo 12 ore. Wow, cât loc au acolo. Mare lucru. Și noi putem juca aici. Prinde asta. Oh, da, mulțumesc, tată. Tată, vreau la toaletă. Bă, nu, știu trucul ăsta. Nu-ți cumpăr rulada de curcani. Tată, și eu am nevoie. Stăpâniți-vă și voi. Nu mai avem decât 8 ore. Andy, sunt nevoi firești. Pentru Dumnezeu! E cea mai bună rulată din lume. Vă ies la toaletă, Nu mai poți să ai încredere nici în propria familie. Mami, tata a omorât un gândac. Dragule, n-a făcut-o intenționat. E legea naturii. Păsările omoară viermișoarei, pisicile, păsările, mașinile, gândacii. Chiar așa. E ca și când v-ați uitat la teleenciclopedia pe parbriz. A fost unul mare. Cred că am lovit o coțofană. Tata a omorât o pasăre! Tommy, era un gândac mai mare. Lui, știi cu cine o să ne întâlnim acolo? Cu familia Bassett. Doamna Bassett spune că micuța Carrie de-abia așteaptă să te vadă. Carrie Bassett? Va trebui să-i chemăm într-o zi pe la noi. Ce idee grozavă. Iar o să se țină fraiera aia după mine peste tot. Carrie îl iubește pe lui. Carrie îl iubește pe lui. Încetează. Să nu spui mie ce să fac. Dacă nu terminați, vă despart. Da? Și cum o să faci? Știu. Ce-ar fi să jucăm un joc? Da, chiar așa. Numărați și voi stâlpii de telefon. 2, 3, 4. Ergen, scularea. Aproape am ajuns. Tommy, ia uite, e restaurantul Peștele Uriaș. Wow, ce mare e! Știți, eu am prins peștele ăla când eram de vârsta voastră. Tată, e un pește de lemn ăla. Ei, a fost de mult. S-a întărit între timp. După un drum interminabil ajungeam în sfârșit. Lacul Winnebigoșiș. Marele Winnie. Era frumos, era minunat. Era ocupat tot. Cum adică n-am loc rezervat? Mi s-a confirmat acum 5 minute. Ce se întâmplă aici? Tocmai s-a dus ultima cabană. Acum 5 minute. Numai din cauza ruladei voastre. Măcar nu o să ne deranjeze scandalul de pe lac. Bună, lui? Mă bucur să te văd. Bună, Kelly. Ce mai faci? Ia-mi. Ai pus aparat dentar? Kelly îl iubește pe lui.
lui, chiar îl iubește pe lui. Du-te și spânzură-te. Du-te tu. Ce zici? Visa de la mormoloci? Wow, mormoloci? Ar fi grozav, dar nu pot. Trebuie să... Trebuie să-l ajut pe tata. Îți deschide ușa. Nu-i nevoie, mai am un deget liber. Pa, Kelly. Ne vedem mai târziu. Mult mai târziu. Lui, deșteptarea, ajută-mă să car astea la ponton. Tată, e 5 dimineața, când te duci la serviciu nu te scoli așa de vreme. Asta pentru că la serviciu nu-i nimic interesant de făcut. Încerc să trag și ochiul cât de mult. A, distracție plăcută. Hai să vezi ce mai pește, o să frigem la cină. Ascultă ce-ți spun. N-ar fi fost mai simplu să mergem la pescărie? Te-am auzit. Vrei sau nu să te fac erou? Eu nu vreau decât o pernă. Treaba ta, n-ai decât să rămâi. Hei, Louie, mergem să vizităm ruinele indiene? Mi-ar plăcea, dar i-am promis tatei că mergem la pescuit. Știi, e o chestie de-aia ca între bărbați. Și te duci în pijama? Nu-s pijamale, e costum de pescar. Hei, tata, așteaptă! Văd că te-ai răzgândit. Foarte bine. Am nevoie de cineva să pună momera în cârlig. Grozav. Să fiți atent, domnule Anderson. E un motor foarte puternic. E un blaster model 2000. Blaster nu-mi pasă. Eu am condus tankuri, băiete. Am fost în război. Atunci vă descurcați. Seamănă. Oh, wow. Tată, pot să te întreb ceva? Șoaptea că sperii peștii. Nu te descurca în luptă, imediat ar dibui inamicul. Să zicem că e un puș pe care nu-l place nimeni și mai e unul care vrea să... Deci nu te place nimeni? Nu eu, nu e vorba despre mine, nu sunt eu primul. Și eu eram așa odată, în primul an de război. Nu mă înghițea nimeni, îmi spuneau ghimpele. Și de Crăciun în Coreea... Cine crezi că s-a aruncat pe o grenadă ca să-i salveze? Îți spun eu cine? Ghimpele! Tată, eu sunt al doilea puști. Să-ți dau un sfat. După ce ai atenuat o explozie, toată lumea te iubește. Ține minte asta. Că veni vorba. Ți-e foame? Mama ne-a făcut sandvișuri. Ca să vezi cât e de drăguță. Hei, am prins ceva. Ca de obicei. Sandwich cu piper, îngrozitor. O să avem nevoie de mai multă pâine. Ce? Tot îți mai e foame? Am văzut lostrița aurie. Sigur. Și eu sunt generalul MacArthur. Privește! Asta numesc eu pește. Toată lumea se strângea să vadă ce au prins pescarii. Se adunau toți în jurul tatălui lui Kelly. Și tata avea suporterii lui, puțin, dar fideli. Minunat, Andy! Sunt mândră de tine! Tata, prins un peștișor auriu! Hai să-i facem o fotografie. Și o puneți pe copertă la pescarul amator. Hai, stai mai aproape! Țineți-l sus să se vadă! Hai, mai repejor! Ce, tata, e greu? Poate vrei să-i faci o poză la microscop, hă? Tata s-a dus să caute un grătar destul de mic ca să gătească peștele. Iar eu, Tommy și mama ne-am dus să înăutăm. Mamă, vreau una apă! Nu trebuie să așteptați o oră după ce ați mâncat. A trecut o oră. Ai grijă de Tommy. Hai să strupim, amicile! Ăștia erau tripleții familiei Lanța. Erau cei mai grozavi puși din stațiune. Toți îi admirau. Lui, fii atent! Ia uitați-vă la asta! Cine se Eram hotărât să fac orice ca să impresionez pe frații Lanța. Gândacule! Vai de mine, ce îmi fac? Am înnebunit de tot. Mamă, ce-a fost în capul meu? Hei, ai putut ceva? Ce frică țățare! Fricoză, mâță, fricoză! Acum era momentul. Nu puteam înghiți asta la infinit. Grozavă, bomba, ai stropit toate mămicile! Hei, unde ai învățat asta? La școala de sănituri. Și atunci au rostit cuvintele Vrei magice. Vrei să te joci cu noi? Normal că voiam. Să ne luăm la întrecere!
alegere. Cine ajunge primul câștigă. Vacanța asta se dovedea a fi de neuitat. Zilele următoare m-am ținut de frazilanța. Hai, sări, amuzant. Unde suntem? Mă simțeam bine cu ei. Simțeam că îmi găsisem tovarășii. Eram al patrulea triplet lanță. Șt, ia uitați aici, e Kelly Bassett, e fata Duleu. Hei, patrucă! Hai, Lui, să te auzim, latră și tu, nițel. Hai, Lui. Poate că îi place fetița, nu? Latră și tu, nițel, Lui. Nu, deloc. Hai deodată, prostule. Nu eram mândru de fapta mea. Mi-era chiar rușine. Dar le-am făcut pe plac. Am lătrat cât am putut de tare. Acum eram și eu șmecher, nu mai eram un fraier. Ce faci, tata? Nu pescuiești? N-am momeală potrivită. Asta nu-i bună. Am încercat-o și pe asta și nimic. Asta nimic. Viermi, râme, gândaci, nicurici. Am încercat tot ce zboară și se târăște. Nu merge niciuna! Niciuna! Nu zbune de nimic! De ce nu intre pe ei? Ce glumești? Ăștia nu vorbesc cu mine. Au secretele lor, nu le împart cu amatorii. Amatorii sunt lăsați mereu pe din afară, pentru că altfel n-ar mai fi amatori, nu-i așa? Mi-am dat seama că amatorul avea nevoie de ajutor. T-auzi ceva? Asta-i cabana ta, arată la fel. A ta e aia de acolo. Lui! Kelly! Nu-ți mai cunoști mama? Eu... am venit să-ți spun că n-am timp azi să merg cu tine să adunăm mormoroși. Ce? Înțeleg. Da, acum ai alți prieteni. Se purta așa de frumos cu mine și eu îmi bătusem joc de ea. Mă simțeam îngrozitor. Bine, atunci la revedere. Pa, pa. Bezele și unde arahide? Ce? Pentru momeala asta folosește tata. Dar eu nu voiam să... Serios, mai să fie. Dimineața următoare i-am spus tatei marele secret și starea lui de spirit s-a îmbunătățit considerabil. Dar ce ai făcut? Ai spionat pe cineva? Asta încalcă regulile pescărești, mă dezamăgești. Unde să pun bezelele și untul de arahidă? Prezul meu, pune-l în barcă. Ușurel, domnule Blaster Dobby. Spune-i mamei să se pregătească. Diseară mâncăm pește. O să hrănesc toată stațiunea cu peștele pe care l-am prins. Uite-l pe ăla care l-a prins pe Bobby mic. Știi ce se spune despre cei care prind pești mici? Cum e peștele, așa și... În sfârșit m-am prins. Tata era un fel de Kelly Bassett printre pescari. Îmi pare rău că m-am purtat urât cu tine, Kelly. Știi tu, chestia cu lătratul. Nu-i nimic, te iert. Chiar mă ierți? Și încerc și eu iertare. Pentru ce? Ieri pe verandă te-am mințit în legătură cu momeala, știi? Doar n-ai crezut că se poate prinde pește cu așa ceva, nu? Ei, sigur că nu. Ascultate, fie-mi rugăciunile. Haide, doamne rostriță, am ceva pentru tine. Vino să te servești, drăguță. Acum adun melci. Uite, nu-i frumos? Lui o iubește pe Kelly. Mai bine plec, Lui. N-are rost să necăjească și pe tine. Nu pleca, poate vrei să plec eu. Nu. Atunci, hai să adunăm mormoloci. Bine, să mergem. Ți se apropie sfârșitul, ostrițe. Bombardament? Dă-mi drumul! Lasă-mă! Mai întâi de prind,
după care te împăiez și te fac restaurant. Sandwich cu piper. Uite. Fără grenadă umană. În ultima noapte ne-am strâns cu toții pe plajă să vedem artificiile. E tata. Nici măcar fără nu s-a întors așa. Ce s-a întâmplat cu barca ta? M-am luat la întrecere cu Lostrița Aurie. Barca nu era asigurată, ar fi trebuit să plătesc, ce lume crudă. Ești ridicol. Îți vine să crezi, dragă? Eu te cred, tata. Serios? Mulțumesc, fiule. Uite, tată, un dinte de pește. Așa e, și încă unul mare. Hai să-l arătăm. Așa o să te creadă. Ce-mi pasă mie ce zic ei? Tu mă crezi și mi-e suficient. Ține asta, poate o să avem nevoie de el. În război am văzut pe unul făcând operații cu un dinte ca asta. Ține minte ce-ți povestesc. Regret, dar nu vor fi artificii astea seară. Știu că sunteți dezamăgiți, dar n-am ce face. Fitilele nu sunt bune. Cum adică n-avem artificii? Ia lasă-mă să văd. Dar ce știi tu despre artificii? Ce știu eu? În război am dormit în depozitul de explozibil. Am folosit un butoi cu dinamită în loc de pernă. Mă price foarte bine. Dinamita e specialitatea mea. Dacă nu merg fitilele, deschizi chestia asta. Are cineva un cuțit? Nu cred că e o idee bună. Ce știi tu? Ai fost pe front? Ai fost pe câmpul de bătaie? În focul luptei? Nu prea cred. Încearcă asta, tată. Da. Ți-am spus eu că o să avem nevoie. Să plecăm de aici, lui. Acum o să avem artificii. Dezertorii. Explodează! Wow! Ce frumos! Wow! Spectacolul de artificialitate a intrat în istoria lacului Winnie Bigashis. Beneficiile antrenamentului de campanie. Dimineața următoare am avut și eu ocazia să fac pe eroul. Mi-a făcut plăcere să te văd, lui. Un an bun. Și ție. Petita la sub ochii lui Dumnezeu, ai întregii lumi și ai fraților Lanța, am sărutat-o pe Kelly. Știam că scăzusem în ochii lor, dar nu-mi păsa. Îmi plăcea Kelly. Și am învățat ceva important în vacanța asta. Există momente în viață când suntem cu toții ca și Kelly Bassett. N-am mai văzut-o de atunci, dar 10 ani mai târziu am citit într-un ziar că Kelly Bassett fusese aleasă Miss Minnesota. Tată, vreau la toaletă! De asta nu mă mai păcălești! Și eu am nevoie, tată! Stăpâniți-vă! În război m-am ținut săptămâni întregi! Voi, copii, habar n-aveți ce-i suferința. Andy, e o nevoie firească. Știți, deși tata se văicărea tot timpul și credea că știe tot și că are întotdeauna dreptate și că n-am tăiat iarba, mi-e dor de el. Așa că dacă tatăl vostru e acolo, duceți-vă și îmbrățișați-l. Știu că nu-i place, dar faceți-o! Îi prinde bine!